expediție. În primul rând, țin să mulțumesc celor care ne-au adus în fața dumneavoastră, celor care ne-au propus, echipei din care facem parte, pentru că noi, în toată lumea, suntem reprezentanții unei echipe, care obțin instituțiunii de patrul timpului. Prezența mea aici, cred că se leagă cu captură de țigări de contrabandă, unei rețele din afara județului nostru, care folosea zona noastră ca și zona de tranzit. Și ca mesajul comunității brașovene, aș vrea să spun că vârsta fragedă ne permite să promitem că măcar un sfert de secol de acum înainte vom fi aproape cu loialitate și respect. Vă mulțumesc!